politicii locali întruchipează interesele comunității clujene și biserica noastră, am înțeles că și frații catolici sunt alături. Dacă noi suntem majoritari în acest oraș și nu dorim să se întâmple construirea acestui incinerator uman, ci dorim să găsim o soluție pentru situația cimitirului, de ce nu am fost consultați, de ce nu se face un referendum, așa cum stă bine unei democrații? Salatul Cotărâș de Cătărească, totuși, e normal să o... Rău s-a făcut la început, când primăria, în 2011, a făcut acest demers, fără să se consulte cu nimeni. Și au făcut acest demers într-un timp, din nou, al rugăciunii, în timpul postului Crăciunului, când preoții erau foarte prinși și ocupați în biserică, și acum, din nou, în postul Paștelui, când săptămâna viitoare, săptămâna mare, noi dimineața suntem la rugăciune, după masă la rugăciune, acum se încearcă, din nou, prin spatele nostru, să se impună ceva contrar tradiției noastre ortodoxe. Și să întrebăm, pe cine reprezintă dânsii? Noi cam știm. Noi cam știm. Părintele Barof Călin Popovici, de la parohia Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din Cluj. Să spuneți și dumneavoastră ceva? Da. O să vă spun că s-a făcut...